Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Ei bine, după cum puteți observa, astăzi m-am îmbrăcat un pic mai grosuț, mi-am luat un plovăraș pe mine, pentru că vreau să vă vorbesc despre top 5 rujuri pentru toamnă, top 5 rujuri preferate de mine, cel puțin în această toamnă. Sunt rujuri după care am întins mâna destul de des, sunt rujuri pe care vi le recomand. Nuanțele lor sunt potrivite de toamnă, așa că haideți să trecem la treabă. Începând cu ceea ce port pe buze acum, pentru că este un ruj mai nude, este vorba despre acest ruj, nu știu dacă o să puteți observa, este Double de Lip de la Benefit din gama The Real sau ceva de genul și nuanța este... Nuanța, vă spun că este Double de Lip, pentru că este compus din creion și ruj. Nuanța creionului, și o să vă arăt imediat despre ce vorbesc, se numește Lustri Rose, iar nuanța rujului se numește Beyond Sexy. Așa arată rujul. Cred că puteți observa că partea de sus este mai închisă, iar partea de jos este mai deschisă. O să vă fac swatch la fiecare dintre aceste rujuri, dar cel mai bine pe acesta îl vedeți la mine pe buze. Aceasta este nuanța. Nuanța dintre creion și ruj nu diferă atât de mult. Acum se observă mai bine, da? Că partea de sus este mai închisă și partea de jos mai deschisă. Mie îmi place tare mult acest ruj. De ce? Pentru că este cremos. Pentru că este și rezistent în același timp, chiar dacă este cremos. Și miroase a migdale, are un miros amărui așa foarte delicios. Vă recomand aceste rujuri. Cred că eu am aici varianta mini, dar credeți-mă că ajunge foarte mult varianta mini. Deși de fiecare dată tindem să ne cumpărăm produse în variantă full size, eu vă spun că și produsele în variantă mini sunt foarte bune și ne țin foarte mult. Următorul ruj este acesta de la Max Factor. Este așa într-un ambalaj catifelat, îmi place tare mult ambalajul și nuanța este 35 Love și este din gama mat. Este un ruj roșu burgundiu, aș putea spune. Un roșu mai închis și este un ruj mat. Îmi place mult și rezistă tare bine pe buze. Știu că swatch-urile mele nu sunt cele mai perfecte, dar asta e. Aceasta este nuanța, este un ruj rezistent, este un ruj care completează orice ținută, să zic așa, și orice make-up. Îmi place tare mult această nuanță și cred că ați mai văzut-o la mine pe buze în clipuri. Următoarea nuanță este tot un ruj ombre, cum era cel de la Benefit. Este de la Catrice de această dată, se numește Ombre Two Tone. Cred că se poate observa. Și nuanța este 050 Please Tell Rosie. Așa arată rujul. Din nou, este în două nuanțe. Aceasta este cea închisă, iar aceasta cea deschisă. Culoarea este oarecum asemănătoare cu cea de la Benefit, dar textura în niciun caz. Puteți observa, da? Că aici este un pic mai închis, iar aici un pic mai deschisă. Seamănă între ele rujurile astea. Dar acesta miroase a biscuiți, pur și simplu. Nu știu dacă se găsesc la noi aceste rujuri, dacă știți ceva, vă rog să-mi spuneți, pentru că sunt interesată de mai multe nuanțe. Mie mi se pare că această nuanță pe care o am eu este potrivită oarecum pentru toamnă. Țin să precizez că eu nu prea folosesc rujuri în culori pământii, maroniu și tot ce ține de această paletă de culori. Mie îmi plac rujurile astea mai roz nude. V-am spus, îmi place tare mult acest ruj, vi-l recomand sau dacă l-aveți puteți să-mi spuneți. Următorul, de fapt este un gloss, nu este un ruj, este acesta de la NYX. NYX Gloss, nu scrie o denumire pe el și este în nuanța 12 Wild Orchid. Cred că l-ați mai văzut la mine pentru că l-am de ceva vreme, l-am de anul trecut. L-am primit într-un swap. Și anul trecut l-am folosit foarte mult în toamnă și ușor, ușor încep să-l folosesc și toamna aceasta.
Este această nuanță, este un mov drăguț, are și ceva sclipici sidef prin el, dar nu mă deranjează acest lucru, îmi place mult, rezistă pe buze și nu îngălbenește dinții, face dinții să arate decent. Și ultimul ruj, dar nu cel din urmă, este acesta de la Sephora, cred că toată lumea cunoaște aceste rujuri, este Cream Lip Stain, rujul lor lichid mat. Eu îl am în nuanța 17, nu cred că o să se vadă nuanța. Și din câte mi-aduc eu aminte, era ceva dark red sau ceva de genul. Îmi place mult, rezistă, își merită banii, merită investit în rujurile astea de la Sephora. Nu mai știu unde să fac swatch. Aplicatorul lui este din acesta tip burețel sau ciofi. Aceasta este nuanța, este un roșu închis, un, nu știu dacă neapărat vișiniu, dar este un roșu mai închis. Îmi place mult de tot și cum rezistă și faptul că nu mi usucă buzele cum fac alte rujuri mate, de exemplu acesta de la Max Factor. Chiar dacă este cremos, usucă un pic buzele, dar acesta de la Sephora nu. Vă recomand rujurile lor, sunt foarte bune, au o paletă foarte mare de culori și niște culori superbe. Deci, da, își merită banii și vi le recomand. Ei bine, acestea au fost cele 5 recomandări pe care eu am avut să vi le fac pentru, scuze, pentru toamnă în materie de rujuri. Acestea sunt nuanțele pe care eu le folosesc, nuanțele după care întind mâna de fiecare dată. Deși de multe ori mă vedeți așa, cu buzele mai nude, credeți-mă că le folosesc și pe acestea. Având atât de multe rujuri, oscilez între ele ca să nu mă plictisesc de nuanțe, dar îmi plac tare, tare mult și vi le recomand și vouă. Și din nou, dacă folosiți vreunul din aceste rujuri sau dacă vă plac aceste branduri, să zic așa, lăsați-mi în comentarii și haideți să vorbim acolo. Vă rog să deschideți descrierea pentru că acolo aveți toate informațiile despre mine, acolo putem găsiți adrese unde putem colabora. Va urma și un swap în curând, da, știu, am zis că nu mai fac swap și că nu o să mai pun pe YouTube când fac swap, dar da, am făcut un swap acum 2 luni, 3 luni, habar n-am, dar nu l-am pus pe YouTube. Cine mă urmărește pe Snapchat știe ce am primit, dar de această dată m-am hotărât cu persoana cu care fac swap-ul, te pup, să postăm pe YouTube acest clip, aceste clipuri. Bun, cam atât pentru astăzi, m-am lungit destul, v-am pupat, fiți frumoase și aveți grijă de voi. Pa!